Dacă în primul tur de scrutin totul a decurs fără sesizări și reclamații, în cel de-al doilea tur situația a stat puțin diferit, iar pentru asta cei din cadrul poliției locale din Târgu Neamț au luat măsuri. Oamenii legii au acționat în zonele unde erau secții de votare în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică. Lucrătorii poliției locale au primit sarcină precisă de a urmări modul în care este respectată legea. Am primit reclamații de la un șef de secție de votare, cum ar fi afișele care erau în zona secțiilor de votare, bannerii, și bineînțeles că am anunțat președinții de partid sau eventual cei de la secțiile de, care făceau parte din comisii, ca să ia respectivele afișe și să intre în legalitate. Nu s-au dat amend, pentru că am găsit înțelegerea celor care am discutat și totodată s-au și rezolvat și din motivul ăsta am lăsat lucrurile să meargă în firescul lor. Am avut ordine publică și circulație rutieră. La toate secțiile de votare am patrulat cu un efectiv de 5 oameni pe cele două schimburi, schimbul 1 și 2. Apoi, pe timp schimbului 3, am avut încă două persoane pentru, în caz de intervenție rapidă și colaborare, să susținem pe domnii de la Poliția Națională. Am mai patrulat, cum vă spusesem, și prin zona unor restaurante sau baruri care erau deschise în zona secțiilor de votare. Li s-a pus în vedere ca să-și închidă barul, pentru că nu au voie în ziua alegerilor să comercializeze băuturi alcoolice. Alte probleme au întâmpinat colegii dumneavoastră? Nu. A fost un vot liniștit din punctul nostru de vedere. Poate că area de infracționalitate, dacă s-au comis, nu pot să vă spun, dar de la Poliția Națională sunt convins că area lor de competență există în zona infracționalității. Reamintim că în ziua alegerilor prezidențiale, 16 noiembrie 2014, a fost interzisă comercializarea și consumul băuturilor alcoolice până la o distanță de 500 de metri de secțiile de votare. După ce au fost anunțați de prevederile legii, poliția locală a fost nevoită să-i atenționeze pe unii comercianți de pe raza orașului Târgu Neamț că nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu legislația în vigoare.